Edi, o lansare într-un cadru festiv la Salonul Bicicletei. Cum a fost această lansare oficială a sezonului 2016? Eu cred că a ieșit foarte bine și suntem foarte mândri că putem să fim aici lângă unul dintre sponsorii principali a echipei, Drag Bicycles din Bulgaria. De anul acesta vom alerga cu aceste biciclete și ne bucură foarte mult acest parteneriat, că este unul dintre foarte puțini branduri care investesc în ciclismul de șosea. Deocamdată în România ciclismul de șosea are o piață foarte mică, însă cred că în ultimii ani a crescut din ce în ce mai mult și peste câțiva ani raportul dintre mountain bike și șosea va fi destul de echilibrat. Așa că avem aici o bicicletă din carbon, foarte rigidă, foarte ușoară și această bicicletă va fi echipată în culorile, va fi vopsită în culorile echipei. Fiecare bicicletă va fi personalizată cu numele sportivului, cu numele echipei și este o piesă unicată, are o formă foarte aerodinamică, foarte rigidă la ale bicicletei, așa că suntem mândri și așteptăm cu nerăbdare să concurăm cu ele. Aveți biciclete de nivel european, echipă de nivel european anul acesta? Da, avem o echipă foarte bună, avem un calendar foarte stufos, așa că noi trebuie să pedalăm și să vină rezultatele. Principalul obiectiv al Tuzna Cycling Team în acest sezon și altul personal? Cele mai importante concursuri ale noastre sunt Turul Bihorului, un concurs nou, UCI, Turul Sibiului, Turul Ținutului Secuiesc și Turul României în septembrie. Iar obiectivul meu personal este Paralimpiada de la Rio, o probă de contratimp. Pleci cu șanse la medalie? Da, normal. Normal, vă dați seama că acolo vreau să particip pentru a câștiga și o să fac tot posibilul ca să am o medalie cât mai strălucitoare. Mulțumesc!